Peste 150 de persoane au ajuns la spital de Paște din cauza problemelor de sănătate. Gorjenii nu au ascultat sfatul medicilor și au făcut excese alimentare, dar și de alcool. În perioada sărbătorilor pascale am avut 150 de solicitări de sâmbătă seara până azi dimineață. S-au înregistrat 5 accidente de circulație, fără victime decedate. Au fost solicitări diverse, intoxicații cu alcool, intoxicații alimentare, colici abdominale, gravide, copii febrili. Numărul de solicitări la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj s-a menținut la fel ca anul trecut. Cele mai multe apeluri s-au înregistrat în a doua zi de Paște. Ați făcut față solicitărilor? Categoric, da. Deci nu au fost disfuncționalități. Medicii de la ambulanță se așteaptă ca și după sărbătoarea pascală să se înregistreze multe solicitări.